Atunci o salutăm pe Cristina Șeulean, este alături de eroii noștri, ca să zic așa, cuplul pe care îl ducem la altar. Campania Bun de Luat, cu cea mai bună cerere în căsătorie posibilă, e pe cale să ia sfârșit duminică, nu? Da, duminică e nunta. Bună seara, Laurențiu, Ana, bună seara, Cristina. Da, te salutăm, Mihai. Te salutăm, Mihai. Bună seara. Bună seara, Mihai, bună seara, dragilor. Să știi, Mihai, că am tot filmat cu ei diverse momente pentru pregătirea marelui moment și mult așteptatului moment. Astăzi ne aflăm la degustarea meniului. I-am adus pe tinerii îndrăgostiți să guste ceea ce vor mânca în ziua specială din viața lor. Uite, aici sunt pregătite toate farfuriile pe care le vor degusta, de la aperitiv, la fel principal, între una alta. Asta e chiar sala unde va avea loc duminică nunta? Exact, da. Este chiar... Hai, chiar las pe Laurențiu să vorbească. Chiar sala unde vom petrece evenimentul, precum te așteptăm și pe tine să fii prezent. Mulțumesc frumos pentru invitație. Așa și așteptați cu nerăbdare. Când merge masa asta, vreau să știu. Că nunta... Fiecare după bunul plac cât îl lasă inima. Nunta de organizat a organizat-o Răida Bunea. De altfel, ăsta este cadoul nostru pentru voi. Pentru cea mai bună cerere în căsătorie, dacă mai țineți minte, da, Laurențiu. Da, da, da. Care este pasionat de drifturi, de curse, de mașini de viteză. A adus-o undeva sus, la munte, pe Oana. Și după un... drift de ăsta super periculos a și cerut-o în căsătorie. Hai să vă așezați la masă, de fapt, și să vedem cam ce ne așteaptă duminică. Exact, asta pe care... urmează, să ne așezăm la masă și să... Nunta pe care o să o filmăm, cap-coadă, o să o vedeți la Răida Buni. Să și gustăm. Da, haideți la masă. Să știm... Te ascult, Cristina. O să invit la masă. Îl avem alături de noi și pe domnul Florențiu, care ne va prezenta meniul din această seară. Bună seara! Bună seara! Vă rog frumos să luați loc. O să rog ospătarul să ne ajute cu ceea ce trebuie să gustăm pentru început. Sunteți nerăbdători? Da. Desigur. Arată foarte bine și suntem nerăbdători să gustăm. Au foarte multe emoții, să știi, Mihai, am tot vorbit cu ei și înainte și îmi spuneau că au emoții și că abia așteaptă marele eveniment. E așa? Sigur că da. Și petrecerea în sine. Vrem să vedem rudele, apropiații, prietenii. Câți oameni să fie alături? Câți oameni ați invitat la nuntă? Bun, aici avem aperitivul pentru început. Pe 130 de persoane avem. În principiu. Ok, hai să începem cu aperitivul. O să-l rog pe domnul Florențiu să ne spună ce conține așa pe scurt aperitivul. Păi, să le luăm pe rând. Avem trio de brânzeturi franțuzești cu smochine și nuci pecan, spumă de ficat de rață cu dulceață de ceapă, icre de știucă cu chives, prosciutto melone, salată de ciuperci cu rodie, volovan cu salată midinet și creveți. Voi puteți să îndrăzniți și să și gustați în acest timp, da? De somon afumat și confit de lămâie. Sperăm să fie pe placul lor. Spuneați că ați făcut un meniu special pentru ei? Da. Dorim să le mulțumim că au ales Solange Ballroom ca și locație pentru evenimentul dânșilor și vom încerca să ne ridicăm la nivelul așteptărilor. Și bineînțeles că cererea lor în căsătorie a fost spectaculoasă, așa că merită și o nuntă spectaculoasă. Să-mi spuneți dacă vă place ce ați gustat. Da, mâncarea este foarte diversificată, are un gust deosebit. Nu am gustat decât un singur produs. Păi hai, îndrăznește, mai gustă, că este momentul acum. Trebuie să știi ce o să oferi invitațiilor la nunta ta. Oana? Arată foarte bine, foarte îmbietor și nici nu știu ce să alegi. Oana, tu în câte luni ești, ai gustat, ești acum cu sarcina? De gustat, Mihai? 6 luni. A, în 6 luni. Păi și nu ai și tu niște pofte speciale? Spune acum că e reprezentantul salonului la lângă noi.
Spune dacă ai niște pofte speciale, dacă vrei să-ți, nu știu, tu fiind din Bistrița, să-ți aducă niște slănină cu ceapă, la antreu, supă de găină, cum se servește în Ardeal la nuntă. Da. Îmi place foarte mult faptul că aduce așa o notă de modernism. Deci, pur și simplu, e o operă de artă, ceea ce e în farfurie și ar fi cazul să depășim vechile tradiții și meniurile astea arhaice. Așa sunt toate fetele de la Bistrița. Cum le-ai luat de la Bistrița, le-ai adus la București, te-a uitat de toate tradițiile. Laurențiu, treaba ta, eu ți-am zis, nu știu. Laurențiu e din Slatina, da. dacă mai țineți minte povestea lor. Dar unde o să locuiți după nuntă? Unde o să vă stabiliți? Am hotărât să rămânem în Slatina la mine. Aha. În principiu, nu e sigur, dar momentan pentru o bună perioadă vom locui la Slatina. Ce mai aveți de făcut până duminică, în ziua anunții? Hai să gustăm. Te rog frumos să gustăm și următorul fel. În primul rând trebuie să mai exersăm coreografia. Înțeleg că... Să facem câteva probe pentru rochia de mireasă. Ce piesă v-ați ales pentru dansul mirilor? Ed Sheeran. Perfect. Normal. La nunta pe care am prezentat-o duminică la perfect. Timișoara, tot perfect, da. A fost dansul mirilor. Cred că e cea mai cerută în moment, cea mai dansată piesă de către miri acum în sezonul ăsta de toamnă. Înțeleg că profesoara voastră de coreografie este Elena, deci dacă nu o să iasă bine dansul mirilor, nu va fi vina mirelui, ci va fi vina coregrafului. Elena, de altfel, de-aia și lipsește de la emisiune. Ați luat niște lecții de dans astăzi, dar o să vedem un pic mai încolo. Deocamdată s-a servit friptura! Tura. Hai să vedem ce avem și în farfurie. Și văd că totuși e ceva tradițional aici, nu-i așa? O să-l rog pe domnul Florențiu să-mi spună. Bineînțeles. Binecunoscutele sarmăluțe, fără de care nu se poate organiza niciun eveniment în România, nu? Avem un cuib de sarmale cu mămăliguță și ardei iute. Sunt sarmalele clasice? Da, însă pentru ei am decis să le așezăm într-un fel mai special, să zic așa. Sunt învelite în bacon, sper să le placă. De-aia mie mi s-a părut... dacă le și place. De aici din studio mi s-a părut că e friptură. Acum îmi dau seama că e doar umplutura de la sarmale, învelită în șuncă și nu în foi de... Varză, viță sau da, așa exact. Mai departe. Și cu mămăliguță. Domnul Ginerica? Oana, ce zici? Foarte bune. Deși nu sunt adepta sarmalelor. Sunt foarte bune. Foarte bune. Bun, putem să trecem, cred, și la următorul fel. Asta e ce urmează? Urmează felul principal. Florin, te rog. Avem cotlet de porc cu ierburi aromate și ladă de porcan cu spanac. Iar ca și garnitură avem cartofi dofinoși. De asemenea, să fie pe gustul lor. Sună foarte bine. Abia aștept să văd. Și mie mi s-a făcut o poftă. Mai lasă să ia niște apă. Ceea ce ați mâncat voi aici, că pot să gust și eu după aceea. Da, să-i mai las să respire. Dar pește n-avem în meniu, Laurențiu, toate Oana? Toate astea aș vrea să știu dacă vor ține cont de anumit. Nu, fără pește, deoarece... Tu ești de la Slatina și nu se mănâncă pește la Slatina deloc. Un produs care îl mâncăm... Corect, peștele da, în fiecare exact. Zi la voi la Slatina. De ce să-l ai și la nuntă? Am vrut să excludem, de fapt la fiecare eveniment la care am participat, mereu am întâlnit pește și am zis să lipsească ceva ce e întâlnit la evenimente în general. Și ați înlocuit peștele cu ceva mai bun, cu porcul, nu? Știu că... Da.
Zicea Laurențiu mai devreme că este singurul moft pe care l-au avut în legătură cu meniul să nu fie pește deloc în meniu. Nu-i așa, Laurențiu? Da. Ce bine arată. Mamă, dar câta friptura. Trebuie să le fac. Dar câta felul principal. Trebuie să dansați mult la nunta asta. Nu știu cum v-ați pregătit, ce planuri v-ați făcut, dar la câtă calorie în farfurie trebuie să dansați ceva. Nu neapărat mireasa, care e oricum însărcinată, dar Laurențiu, ține-te bine, trebuie să fie regele ringului duminică. Mai mult decât atât, trebuie să aibă grijă de Oana și de burtica ei, să o danseze mai finuț, să fie atent la ea, pentru că vor avea o zi plină. Foarte bun. Foarte bine preparată carnea și fragedă. Deci e un meniu care pot să zic că sunt mulțumit. Și gust, și aspect. Bun. O să vă lăsăm să continuați degustarea. Dar până atunci aș vrea să vedem un pic din ce ați învățat până acum, din coreografia pentru dansul mirilor. Dacă sunteți drăguți să ne arătați. Elena și-a rupt astăzi din programul ei. Sigur că da. S-a dus și i-a învățat pașii. Așa cum ai spus și tu, Elena lipsește în seara aceasta pentru că a venit să învețe pe ei. Mm-hmm. Exact, ăsta este salonul în care să vedem ce au duminică reușit să învețe până acum și încă loc. Mai avem. Nunta pe care Reda Bune o face cadou anul ăsta, celei mai inedite cereri în căsătorie.